Argeșenii și mușcelenii care iubesc costumul autentic românesc au avut ocazia să-l poarte cu mândrie la manifestarea organizată la Mioveni. Evenimentul a început duminică, 13 mai, în jurul orei 17. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a dâncire barbarii de tiran, barbarii de tiran. Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Portului Național Românesc. Este legea 102 în 2015, aprobată de Parlamentul României și inițiată în mare parte de parlamentarii de Argeș, care sunt în mijlocul nostru și vreau să-i aplaudați că această zi, a doua duminică din luna mai, pe fiecare an, va fi sărbătoarea acestui port național românesc. Cei aproximativ 400 de copii și tineri, reprezentând 20 de localități din mai multe zone ale Argeșului, au prezentat frumusețea și diversitatea costumului popular autentic. Fote, cămăși, marame sau alte obiecte vestimentare ale portului tradițional argeșan și mușelan au fost purtate atât de copii cât și de persoane adulte. Aici avem un costum de mireasă de 300 de ani, de la stră-stră bunica acestei fetițe. După cum vedeți, este cusut pe alb cu fir de aur. Și marama este tot de atunci a străbunicii. Această vestă este foarte deteriorată, dar foarte bună. Fota este cusută cu motive geometrice, iar ea este cusută pe fire, la două fire, și picată cu fir de aur. Școala Populară de Arte și Meserii marchează într-un mod remarcabil această zi, pentru că, după cum puteți să vedeți aici, în spatele meu, sunt foarte mulți cursanți de la Școala Populară de Arte, au venit din tot județul, au răspuns apelului nostru de a îmbrăca straiele strămoșești, nu doar cei care urmează cursurile de canto popular sau de instrumente muzicale de natură folclorică, ci toți cursanții Școlii Populare de Arte. Chiar băieții de aici care poartă steagul sunt premianți la pian. Sunt doi băieți frumoși cu care Școala Populară de Arte și Meserii se mândrește. Este o zi importantă pentru noi, eu iubesc straiele populare și mă bucur că oamenii au răspuns așa într-un număr de mare invitației organizatorilor de a participa la acest eveniment. Timp de câteva ore, centrul orașului a fost animat de atmosfera de sărbătoare tradițională. La eveniment au participat copii și ansambluri din Bascov, Boteni, Brăduleți, Boțești, Budeasa, Corbi, Coșești, Priboieni, Mușetești, Nucșoara, Rociu, Topoloveni, Stâlpeni, Schitugorești, Vlădești, Hârsești, Lerești și Mioveni.